Ce pot să vă spun de că doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze adunarea dumneavoastră? Dumnezeu să întărească mărturia acestei biserici în locul acesta. Amin. Și cei care privesc la noi și la dumneavoastră aici, să vadă slava lui Dumnezeu, să vadă gloria lui Dumnezeu și în ziua cercetării să dea slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce văd, pentru lucrarea lui Hristos care o văd în viața fiecărui copil al lui Dumnezeu. Dacă e nevoie ceva în această zi, e nevoie de oameni care să fie martori. Martori vii, martori adevărați. Mulți sunt cei care merg la biserică, mulți sunt cei care știu să se roage, mulți sunt cei care știu să cânte, mulți sunt cei care știu chiar să predice. Noi a venit odată cineva în adunare și a venit așa, prima dată cu un duc de smerenie. După aia, încetul cu încetul, a început să aibă anumite pretenții. Și la un moment dat, când noi am zis, măi frățioare, măi omule, ai niște probleme de comportament, mărturia ta nu este cum trebuie, zice, eu mă pricep să și predic. Nu că știu să vii și la adunare și știu să cânt, mă pricep și să predic, așa că ținta mea e acolo. Trebuie să îi spunem clar cum stau lucrurile, că noi nu venim la adunare ca să ne afișăm, nu venim la adunare ca să ne expunem, ci venim în locul acela să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și venim să ascultăm ce are de spus Dumnezeu. Așa că nădăjduiesc că Dumnezeu lucrează în această adunare și așa cum ne dorim și așa cum dorește cuvântul Dumnezeu, dorim ca să fim acei robi ascultători de Dumnezeu prin care Dumnezeu să-și arate slava și gloria. Am citit textul, a citit fratele textul acesta, dar eu am să mă leg doar de un singur aspect pe care Apostol Pavel îl menționează aici. Apostol Pavel spune în felul următor și este un mod în care el se prezintă prin epistolele lui, nu în toate, dar în unele epistole, spune așa, Pavel și Timotei, robi. Robi. Robi ai lui Iisus Hristos. Și aș vrea să mă leg de aspectul acesta de cuvântul de rob. De cum a căzut omul în păcat, oamenii au început să se mulțească, a început să se arate și răutatea prin ei. A început să se manifeste firea aceasta păcătoasă pe care au căpătat-o prin neascultare. Vrăjmașul lucra din spate și manipula pe oameni și făcea, îi ajuta ca să-și expună sau să-și arate tot felul de lucruri rele de care sunt în stare să facă oamenii. Noi nu știm de ce suntem în stare, doar împrejurările ne arată cât de răi putem să fim. Nu? Spunea odată un cineva, zic, mă sperii de monstru care îl descoperă în mine. Noi nu știm cât de răi suntem, dar ia să ajungem într-o anumită situație, într-o anumită împrejurare și atunci ne dăm seama de cine suntem cu adevărat. Nu ai ajuns niciodată să fii flământ, dar sunt unii care la foame au anumite comportamente, nu? Eu aveam așa, eram, făceam și eu primii pași pe calea credinței și aveam oarecum o părere, eram eu mai smerit așa, mai smerit, vine vorba mai smerit. Felul meu de a fi era așa mai, nu mă expuneam prea tare așa în față, nu, eram mai tăcut, mai liniștit și mi se părea că totuși sunt un băiat de treabă. Până a venit o împrejurare când cineva din adunare m-a călcat așa cumva pe bătătură, dacă pot să spun. Dar într-un mod de așa fel că m-a făcut să izbucnesc de m-a speriat și eu de mine. Am venit acasă, am plâns, m-a rugat, Domnule, ce să faci? Manifestarea era deja făcută, nu? Dar Dumnezeu m-a cercetat și am înțeles că trebuie să mă pocăiesc. Sunt lucruri pe care nu le descoperim. De aceea toată viața noi ne pocăim. Pocăiții se pocăiesc toată viața. De ce? Pentru că sunt lucruri. Sunt ispite, sunt încercări care vin asupra noastră. N-ai vegheat, nu te-ai rugat, n-ai fost la părtășie, n-ai ținut legătura cu Duhul Dumnezeu, cu biserica, n-ai întreținut atmosfera duhovnicească din familia ta, din viața ta. Și ajungi la un moment dat să dai niște roade care nu-ți fac cinste. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ținem totdeauna rândurile aproape, să trăim în unitate, în unitate cu biserica, în unitate unii cu alții, să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Amin.
Cuvântul rob. Așa cum spuneam, de la început, oamenii au început să-și arate răutatea lor. Cain și-a arătat răutatea lui, omorându-l pe fratele său. Mai târziu, descoperim că oamenii au început să se asuprească unii pe alții. Și așa apare și termenul acesta de rob. Din puținele studii sau pe care le-am făcut asupra acestui aspect, din Scriptură găsesc că primul cuvânt sau primul rob pe care îl găsim, o găsim pe roaba egipteancă care era în slujba lui Sara. Sara avea o roabă egipteancă. Știți, în împrejurările, Sara nu năștea copii și Sara a venit atunci cu o propunere ca această roabă să nască pentru ea un copil prin și în felul acesta să-l adopte și să aibă și ei copii. Avem prima femeie roabă găsită în Sfânta Scriptură. De atunci găsim că de-a lungul timpului, Scriptura ne vorbește din locul acesta și istoria ne vorbește despre faptul că au fost robi și chiar și în zilele noastre descoperim, auzeam acum recent o știre că niște oameni au fost condamnați pentru că au ținut robi niște oameni care sunt datorându-se față de ei și n-având cu ce plăti, oamenii aceștia i-au luat și țineau legați cu lanțuri. Nu știu dacă ați auzit această știre, la noi în țară s-a întâmplat lucrul acesta, nu știu cât timp au fost ei, dar oamenii aceștia erau ținuți robi, legați cu lanțuri și munceau în folosul acestor oameni. Poți să fii rob. Adică oamenii au ajuns în felul acesta rob și termenul acesta nu este un termen plăcut, dar putem găsi în Sfânta Scriptură și expresia aceasta de rob al lui Dumnezeu. Nu? Robul Domnului. Și găsim că Moise era unul din acei care a fost robul meu, spune Dumnezeu, robul meu, Moise. Robii mei, prorocii. Și termenul acesta are un cu totul alt să înțeles. Și aș vrea să spun câteva lucruri despre robia aceasta. Nouă ne place independența. Vrea să facem lucrurile așa cum ne place nouă. Aș vrea să ne ducem când vrem noi, unde vrem, să ne îndeplinim anumite, să ne facem anumite plăceri sau să ne satisfacem într-un anumit mod sau să ne satisfacem anumite plăceri, anumite dorințe, da? Și n-am vrea ca cineva să ne stea în calea noastră. Când ai devenit robul lui Hristos, se schimbă lucrurile. Nu mai e stăpân pe tine. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri despre robie pe care le-am găsit eu în Sfânta Scriptură. Domnul Iisus Hristos le spune la ucenici: eu sunt învățătorul vostru, nu? Și voi așa mă considerați. Și oamenii îl considerau pe Domnul Iisus Hristos ca și învățător. Ucenicii îl respectau ca și învățător. Dar într-o bună zi Domnul Iisus Hristos a devenit stăpânul lor, nu? Când Ioan se afla în insula Patmos și îl vede pe Domnul Iisus Hristos, nu îi zice: o, învățătorule, ce bine îmi pare că te văd, nu te-am văzut de o grămadă de vreme. Când a văzut înfățișarea lui, strălucirea lui, a căzut ca leșinat la pământ. Domnul Iisus Hristos este Cel care ne este stăpânul. Și așa ar trebui să fie pentru noi ca și creștini. Și aș vrea să mă leg de termenul acesta rob și să spun în felul următor. Un rob nu ajunge singur rob și nu ajunge de bunăvoie, ci un rob este ales. În piața de robi, nu exista de-a lungul timpului, îți dau o piață de robi. Te duceai acolo și îl căutai. De dacă are dantura bună, dacă nu-i șchiop, dacă nu-i ciung, dacă nu-i așa, și zicea: eu pe ăsta vreau să-l... Nu-ți zicea robul: te rog frumos să mă alegi pe mine, că eu... Nu. Robul era ales. Traducerea în tradus lucrul acesta pentru noi ca și creștini, noi credem că noi suntem aleși, nu? Așa credeți dumneavoastră, nu? Spune Domnul Iisus Hristos: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. E o lucrare de alegere. Discutam aspectul acesta al alegerii cu mai mulți frați așa și spuneam în felul următor: cum se face că atâția oameni aud Evanghelia? Atâția oameni aud Evanghelia. Eu am răspuns, iar o mare mulțime de oameni n-a răspuns. Cu ce am fost eu mai înțelept și mai deștept decât eu? Cu ce? Îmi dau seama de un lucru. Am fost ales. Discutam odată cu o femeie și prin natura serviciului ajung prin foarte multe case și
discutam aspectul acesta al mântuirii și spune, eu sunt sigur de mântuire. Dom'le, asta e mândrie. Și am spus în felul următor. Doamnă, a fost un moment în viața mea când mergând la casa de adunare, eram și eu un tânăr ca al mulți alți tineri. Dar într-o bună zi Dumnezeu a început să lucreze la viața mea și m-am simțit un nenorocit. Veneam acasă și plângeam și spuneam, Doamne, ai milă de mine. Doamne, eu dacă în seara aceasta am murit, eu sunt un om pierdut, sunt un om nenorocit. Doamne, ai milă de mine. Și zic în felul ăla, zic, Doamnă, într-o bună zi Dumnezeu s-a îndurat de mine. Mi-a luat povara aceasta care m-a apăsat zi de zi, apăsa asupra mea. Acum, cum pot eu să zic, să mă laud ca un fel de mândrie că sunt mântuit, când Dumnezeu mi-a dat lucrul acesta? Eu n-am făcut nimic pentru ca să fiu mântuit. Am fost ales și eu sunt convins de lucrul acesta. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Un alt lucru. Robul este acela care își recunoaște statutul. El știe că este rob. Noi ca și creștini, noi ca și unii care am fost aleși de Hristos, recunoaștem statutul acesta de rob. Eu nu sunt stăpânul. Eu sunt în casa lui Dumnezeu, dar El este stăpânul. Eu sunt alesul Lui. Și spune așa, la Luca capitolul 17 cu versetul 10, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici. N-am făcut, am făcut ce eram datori să facem. Nu, robul n-are pretenția când face ceva să vină la stăpâne, stăpâne, un premiu dacă se poate, o răsplată ceva, am făcut ceva pentru tine. Robul, el este rob. El nu are pretenție pentru ceea ce face să fie răsplătit sau să fie premiat sau să fie avansat. Nu, el rămâne cu statutul de rob. În bisericile noastre, acesta trebuie să fie comportamentul nostru. Când Dumnezeu a lucrat prin tine, spunea un frate, te retragi în dosul scenei și lași pe Hristos în față să primească aplauzele și laudele. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Robul își recunoaște stăpânul. El știe că are un stăpân, știe de cine trebuie să asculte. Știe că oriunde s-ar duce, oriunde ar merge, orice ar face, el are un stăpân, el nu este de capul lui. La Ioan spune așa, Ioan capitolul 10 cu versetul 14, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Nu se duc după un străin pentru că nu-i cunosc glasul. Oile copiii lui, robii lui, își cunosc stăpânul, îi cunosc glasul, nu se duc. Robii Domnului merg întotdeauna după Domnul și îl ascultă pe el. Oile mele mă cunosc pe mine. În Isaia capitolul 1 cu versetul 3 este o afirmație pe care o face Dumnezeu cu privire la poporul Israel și spune în felul următor. Boul își cunoaște stăpânul. Și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Ceea ce este frumos este că atunci când Dumnezeu a lucrat nașterea din nou, tu știi cui îi datorezi viața. Tu știi cui îi datorezi ascultarea. Tu știi cui îi datorezi cinstea. Ai un stăpân și tot ceea ce faci, faci pentru el și pentru slava și gloria numelui său. Robul se preocupă de îndatoririle lăsate de stăpân. El nu lucrează, el n-are afacerile lui, el n-are agenda lui, el n-are planurile lui și de multe ori în rugăciunile noastre mai facem acel Doamne, ar fi bine, sau te rog, uite, am o problemă, scapă-mă, sau ajută-mă, sau nu e lucru rău. Dar de multe ori venim cu agenda noastră înaintea lui Dumnezeu și îl punem pe Dumnezeu să se încoloneze în urma noastră și să cumva să ne și ajute. Pe când, atunci când tu te pocăiești, știi că agenda ta este dată la o parte și ai o singură agenda. Este agenda lui Dumnezeu. Este planul lui Dumnezeu. Este proiectul lui Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu. Iar tu te subordonezi și te pui în această lucrare a lui Dumnezeu. Stăpân, robul se preocupă de îndatoririle sate de stăpân, de obligațiile, de poruncile lui. Care este robul credincios?
spune la Matei, capitolul 24, versetul 45 și 46. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând? Făcând așa. Este un timp al venirii lui. Este un timp pe care noi nu-l cunoaștem, dar până vine el, eu trebuie să știu un lucru. Eu trebuie să lucrez în folosul stăpânului. Vă aduceți aminte de cei robi care au primit talanții, nu? Talanții aceia trebuiau puși în negoț și să aducă venituri nu pentru rob, ci pentru stăpân. De aceea și noi suntem chemați să ne cunoaștem îndatoririle și să-l urmăm pe stăpân slujindu-l și aducând rod pentru slava și gloria numelui său. Un alt lucru care îl face robul este că așteaptă pe stăpân să vie. Nu? În Apocalipsă găsim așa, și Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică, vino, Doamne Iisuse. Era imediat după Revoluție, erau frământările din țara noastră care erau și se predica mult despre venirea Domnului și despre vremurile sfârșitului. Și auzeam despre un frate care, acum toată lumea are cam are mașină, nu? Atunci era foarte greu și a reușit și el să strângă o anumită sumă de bani și a cumpărat o mașină. Și când a început frații să vorbească despre venirea Domnului, zice, Doamne, acum când mi-am luat și o mașină, te-ai grăbit să vii, știți? Nu era așa de dragă venirea cât era dragă și el a reușit să-și ia o mașină. Ne este dragă venirea Domnului? Suntem pregătiți pentru ea? Asta este o întrebare și asta este un lucru la care trebuie să medităm. Duhul și Mireasa zic, vino. În Luca, capitolul 12, cu versetul 36, spune așa, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Veghind. Domnul Iisus Hristos are multe îndemnuri. Vegheați, pentru că nu știți în ce ceas va veni Fiul omului. Apostolul Pavel spune, vegheați în vederea rugăciunii. Avem multe moduri în care noi trebuie să veghem. Trebuie să veghem asupra noastră, să veghem asupra familiei noastre, să veghem asupra copiilor noștri. Știți, familia, de exemplu, este un loc în care trebuie să fii foarte atent. Pentru că poți să mergi la adunare, poți să zici, mă bucur că copiii mei merg la tineret, mă bucur că copiii mei cântă, mă bucur că copiii mei merg în misiune, merg în tabere, sunt lideri de tineret. Și am ajuns într-o împrejurare în familia cuiva și am întrebat, copiii voștri sunt născuți din nou? Oh, copiii mei merg la cântă la cor. Copiii merg și fac cu tare și cu tare. Zic, nu, asta am spus. Zic, copiii sunt născuți din nou? Oh, fetele mele sunt lideri de tineret în tabără. Și am pus a treia oară întrebarea. Nu asta am vrut să spun. Zic, copiii tăi sunt născuți din nou? Adică ce vrei să spui? Toate răspunsurile acestea nu te-au satisfăcut și nu te-au mulțumit? Și ce vreau să vă spun? Trebuie să veghem asupra familiei noastre. Copiii noștri sunt sau nu sunt născuți din nou? A merge la adunare e un lucru bun. Ai vedea cântând e un lucru bun. Ai vedea că se roagă iarăși un lucru bun. Și acest lucru făceam eu cu copiii mei. Andrei poate să vă spună mai multe despre lucrul acesta. Aveam în grijă în fiecare zi, aproape în fiecare zi, când îmi permitea și programul cu serviciu, să intre. Azi ai citit în Biblie. Azi te-ai rugat și având această întrebare care suna mereu în ochii lor, ei aveau grijă să facă lucrul acesta ca să răspundă pozitiv în fața mea. Dar la un moment dat m-am gândit, băi, răspunsurile acestea prea sună a poezie. Da, tată neam. Bun. Ia spune mie, de unde ai citit? De unde ai citit? Nu mai știu. Și atunci am zis, măi, trebuie să ne punem la puș cu întrebarea aceasta. Băi, veți, v-ați rugat, ne-am rugat. A citit? Am citit. De unde a citit? Psalmul 23, tăticule. Foarte bine. Bravo. E bun. Mulțumit. Și eu, mulțumit și ei, că au răspuns bine. Și am plecat mai departe. Dar am stat și mă gândit într-o bună zi. Mă, iarăși sună poezie.
Mă, băieți, v-ați rugat? Ne-am rugat, tată. A citit? Am citit. De unde a citit? De acolo am citit. Ia spune, ce a citit? Opa, altă problemă la care nu știau să răspundă. Și atunci se puneau la punct și cu lucrul acesta. Eram cumva mulțumit. Dar și ce am descoperit? Au crescut mari, creșteau, mergeau la adunare, dar nu vedeam în ei nașterea din nou. Vorbeam cu unul, vorbeam cu altul, vorbeam, dădeam telefoane. Măi, fată, ce faci, măi, dar ai o vârstă, ce se întâmplă cu tine? Tăticule? Nu s-a întâmplat nimic? Nu s-a întâmplat nimic. Dacă nu s-a întâmplat nimic, ce poți să faci? Ce vreau să vă spun? Trebuie să veghem asupra casei noastre. Eram odată, eram tinerel, așa, mergeam, am mers odată într-o adunare și un frate s-a ridicat și a spus, fraților, puteți să faceți misiuni, sunteți mulți din voi care vă duceți, predicați prin adunări, chemați oameni la evangelizare, faceți chemări ca oamenii să se întoarcă și copiii voștri rămân acasă și nimeni nu se îngrijește de ei. Era un păstor la noi în județul Suceava, tatăl lui predica, iar el în fundul grădinii, în dosul unei șuri, fuma cu alți băieți din adunare. Ca să intre în adunare și să nu se depisteze, smulgeau pântrujelul de pe stratul fratelui care avea grădina și mâncau pântrujelul ca să deruteze pe cei care cumva i-ar fi bănuit de ceva lucruri necurate. Vegheați asupra copiilor. La un moment dat mi-am dat seama că ce înseamnă să veghezi asupra casei tale și să fii ca unul care aștepți pe stăpânul, mi-am dat seama că de fapt, eu trebuie să fiu atent asupra mea. Pentru că pilda pe care o dau eu ca părinte este mult mai puternică decât cuvintele și vorbele pe care și poruncile pe care le-aș da lor. O soră a venit odată la păstor și a spus, frate, copilul acesta nu mă mai ascultă. Nu pot, tot ce spun, el nu face. Și a stat de vorbă, a pus fratele întrebări și la urmă a spus, știi care e treaba, soră? Care este problema cu copilul tău? Copilul tău nu poate să asculte ceea ce spui pentru că nu vede în tine lucruri pe care tu le faci. Tu spui niște lucruri pe care să le facă copilul tău, dar tu ești cea care nu le faci. Prima dată trebuie să fii atent la tine. Fii o mărturie pentru copilul tău, veghează asupra casei tale. Un alt lucru. Cei care nu veghează asupra caselor ajung la un moment dat să se trezească cu vrăjmașul în casă. Și te trezești la un moment dat că nu mai te înțelegi cu soția, nu mai te înțelegi cu copiii și spui întrebarea, oare de ce? Poate ai avut prea mult treabă, poate ai avut prea multe afaceri, poate n-ai mai avut timp să te întâlnești cu frații, n-ai avut, ai lipsit o zi la adunare, ai lipsit o zi la părtășie, ei, las că o să recuperezi data viitoare. Și lucrurile acestea ajung să te tragă în jos. Am aici exemplu. Am învățat de la tatăl meu, orice ar fi, de la casa Domnului, nu lipsești niciodată. Auzeam mărturia aceasta și auzeam acest argument. Decât să dorm adunare, mai degrabă dorm acasă. Dar învățat de tatăl meu că la adunare n-ai voie să lipsești niciodată, că ești obosit, că te doare capul, că te doare ficatul, că nu știu ce te mai doare, la casa Domnului nu trebuie să merg. Am ajuns să fiu familist. Am ajuns să lucrez. Lucram schimbul 3. Veneam acasă, mă culcam o oră sau două, mă sculam, îmbrăcam toți copiii și cu ei la adunare. Dar oboseala era oboseala. Mă uitam la un vânt și la un moment dat vedeam acolo doi predicatori. Două amvoane. Se mai cuplau, mai era unul, iar erau doi. De oboseală. Copiii mei au învățat un lucru. Tatăl lor n-a lipsit. Acum asta nu vreau să fie ca ceva mecanic. Dar am învățat pe copiii mei înainte de a pleca de acasă. Nu uitați un lucru. Biserica este familia lui Hristos. Biserica este familia voastră. Acolo trebuie să vă simțiți bine. Dacă tu nu te simți bine în adunare și te simți bine în altă parte, mai ești tu robul lui Hristos? De aceea zic, frații mei și surori, trebuie să veghem asupra noastră, trebuie să veghem asupra familiilor noastre, trebuie să veghem asupra copiilor noștri, să veghem asupra soțiilor noastre, asupra soților noștri. Nu? Auzi divorțuri care se întâmplă prin familii de creștini. Și auzeam la un moment dat, acum 3 ani, îmi spunea cineva, la Suceava, pentru mine a fost un șoc. Și că un divorț în adunarea lui fratele cutare. Dar cum așa? Nu trece mult timp, al doilea divorț. Am început să fiu, băi, am înțeles, divorțează oameni din lume. Dar oamenii din adunare se divorțează, pentru mine era ceva șocant. Cum se poate lucrul acesta? Nu trece mult timp, al treilea divorț. Dar unii tot în adunare. Mă, dar copiii aceștia care s-au divorțat, de unde sunt? Din lume, de unde?
Nu, Doamne, ci cât din adunare. Dar cum se poate așa ceva? Păi știți cum se poate? Și făcând o analiză și discutând cu frații, am înțeles următorul lucru. Erau mulțumiți că copiii vin la adunare. Erau mulțumiți că copiii vin la tineret. Erau mulțumiți că copiii mai spun și câte o poezie, mai cântă și la tineret. Dar nu n-au vegheat asupra lor. Ce fac copiii aceștia, de fapt, în realitate? Acasă ce fac? Ajuns la un moment dat să avem calculator în casa băieților noștri. Și știind că internetul era mai la început, dar știam că internetul poate să furnizeze niște materiale care nu erau potrivite, ne-am atras atenția, zic că internetul este bun, calculatorul este bun pentru temele pe care le aveți la școală. Aveți grijă, ce faceți? Și într-o bună zi, era prea liniște în casă. M-am dus în camera băieților și am deschis ușa, dar era așa de concentrați acolo la ceea ce vedeau acolo, că nu mai găseau butoane. Băteau pe acolo cumva să dispare ceea ce... Frații mei, trebuie să veghem sau nu trebuie să veghem? Mă întâlnesc cu un frate acum o săptămână. Și spune, frate, uite ce am pățit cu băietul meu care are 12 ani. I-am luat telefonul, l-a verificat. Un telefon de la acesta mai modern. Și descoper că pe istoricul lui, el la vârsta de 12 ani, se uita la lucruri care nu erau normale pentru vârsta lui. Nu e normal nici pentru o altă vârstă. Trebuie să veghezi asupra casei tale? Eu predic în adunare și copilul meu acasă sau în bancă poate să stea cu telefonul și să vizioneze cu totul altceva. Frații mei și surori, vrăjmașul este tare viclean. Atunci când ai zis că toate lucrurile sunt rele și ești relaxat, așa, măi, bine acum, eu chiar mă gândeam așa, măi, trebuie să mă rog, pentru fiecare copil, trebuie să-i pomenesc pe nume, dar zic, poate vine un timp așa să fiu și eu mai relaxat, numai atâta rugăciune și atâta rugăciune, poate, toate lucrurile sunt bune. Frații mei, ca și rob al Domnului, n-ai niciodată vacanță, n-ai niciodată un concediu, niciodată nu ești într-un repaus, ca și rob al Domnului, ești rob care trebuie să muncești. Și să muncești în primul rând din casa ta, să veghezi asupra casei tale. Vegheați! Vegheați! De aceea spune să ne îndemnăm unii pe alții. Să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. O biserică care veghează asupra unii asupra altora este o biserică care de fapt se protejează pe ea și se protejează pe fiecare individ în parte. Sunt mulți tineri care pleacă din adunările noastre, se duc în afară și evită să se înroleze într-o adunare. Știți de ce? Ca să nu fie cineva să vegheze asupra lor. Și atunci am întrebat pe o familie care a plecat de la noi din adunare, zic, voi mergeți undeva la adunare? Păi nu mai merge. De ce? E departe adunare, e prea departe și nu avem timp. Doamne, păzește-ne și ocrotește-ne. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Ce mai înseamnă rob? Și am să mă iau puțin de ceea ce spune Apostolul Pavel despre Domnul Iisus Hristos. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos, capitolul 2, versetul 1. Ce înseamnă să fii rob? El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat. Dar ce a crezut? A crezut cu totul altceva. A fi rob al lui Hristos înseamnă să ai credință. Dar nu o credință oarecare, ci o credință bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Despre Domnul Iisus Hristos, când au fost scrise prorociile despre el, a fost scris că el va veni călare pe un cal alb, că el va fi puternic, că el o să aibă un mare impact asupra lumii și o să fie toți oameni, o să-l venereze și o să meargă în urma lui. Nu? Despre Domnul Iisus se spune în Isaia, capitolul 53, că va fi unul disprețuit și părăsit de om al durerii și obișnuit cu... Era așa de schimonosit și așa de nenorocit era când îți întorceai fața de la el. Iisus Hristos și-a înțeles rolul lui. Rolul lui de rob. A luat chip de... N-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Dar a crezut altceva. Că el trebuie să împlinească tot ceea ce este scris în Scriptura. Ce crezi?
și ce cred eu despre mine ca și rob al lui Hristos. Trebuie să împlinesc Scriptura și trebuie să se împlinească Scriptura în viața mea. A fi rob presupune dezbrăcare. Domnul Iisus Hristos s-a dezbrăcat, spune așa aici în versetul 7, s-a dezbrăcat pe sine însuși. S-a dezbrăcat pe sine însuși. Avem și noi o haină pe care trebuie să o dezbrăcăm. Haina aceasta firii, haina aceasta a răzvrătirii, haina aceasta a împotrivirii, haina aceasta a îndărniciei. Să îmbrăcăm haina aceasta pe care spune aici Domnul Iisus Hristos că s-a îmbrăcat, a luat chip de rob. Nu este plăcut așa să stai mereu în ascultare, mereu cineva tot să spună ce să faci și tot trebuie să asculți. Nu? Copiii noștri, iarăși mereu, când le spui să facă una alta, tatăl meu avea grijă, pentru că noi eram, când eram acasă, eram vreo 8 și eram 3 băieți așa unul după altul și știind că ne înhăităm, ne unim așa la făcut lucruri rele, când plecam de acasă, spuneam, aveți de făcut asta, 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 și asta, și asta, și mereu, cât timp era plecat, ori la serviciu, ori era plecat în altă parte, noi să avem ocupații. Era cam greu. Când pleca de acasă, era o bucurie, dar nu era bucurie poruncile pe care ne le lăsa. El a vrut să ne ocupe mintea ca să nu facem lucruri și cu toate acestea, din neascultare, mai făceam și lucruri. Am mai spart și geamuri la vecini, ne-am mai rătăcit așa cu mâna, cu grebla pe sub gard, mai trăgeam pe acolo niște peri, mai niște bostani, mai flori, mai una alta și tatăl meu vine acasă, de unii bostană, de unii ăla, de unii ăla. De unde-s? Păi noi așa ceva în grădină n-aveam. Le-am furat. Dacă le-ați furat, acum vă duceți și le duceți înapoi. Rușinea era de partea noastră, dar am învățat un lucru bun. S-a dezbrăcat și a luat un chip de rob. Ce mai spune Domnul Iisus? S-a smerit. La înfățișare a fost găsit ca un om, dar s-a smerit. Smerenia nu e o virtute promovată în zilele noastre de astăzi. Nici de societatea noastră și nouă ca oameni. Nu ne place așa să fii tot smerit, să fii tot apăsat, nu? Dar Domnul Iisus Hristos este exemplul care ni se dă nouă ca să învățăm cum trebuie să ne portăm. Să fii un om smerit. Pentru că spune cuvântul, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Mi se întâmplă de multe ori cu copiii mei, când acum au rămas mai puțini, dar când încercam să-l învăț una alta, nu-i plăcea că-l învăț, nu-i plăcea că-l mustram sau că-i spune, n-ai făcut bine. Lasă că știu eu ce am de făcut, lasă că... Nu. Ei, momentul, Andrei este unul din exemplu, până să Domnul se îndure de el, am spus, Andrei, vezi că îți place viteza. El totdeauna să fie în frunte, să meargă și nimeni să nu mai fie în calea lui, el să fie în fruntea lor. Ei, plăcându-i viteza, într-o bună zi n-a mai ținut frâna sau n-a găsit frâna la timp și a intrat în spate la unul. I-a boțit și mașina lui. Mașina care a boțit-o nici nu era a lui, era unora din frații mei. Ceea ce a fost însă frumos, ca și familie, apropo de familie, n-am știut nimic de lucrul acesta. Au dat telefoane, mână de la mână au pus, atât frații copiii mei mai mari care erau așa, cu frații mei, au pus mână de la mână, au reparat și o mașină și alta. Dar neascultarea a fost neascultarea, nu? Smerenia este un lucru care trebuie să ne caracterizeze. Un lucru pe care l-a mai făcut Domnul Iisus Hristos a fost ascultător. Și Domnul Iisus a spus, eu nu fac ce vreau eu fac ceea ce am auzit de la Tatăl meu. Ce facem noi? Noi trebuie să facem la fel, ceea ce auzim de la Tatăl nostru. Cine este Tatăl nostru? Tatăl nostru care ești în cerul, nu? Sfințească-se numele tău, fac-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Dar unde să se facă? Când spunem facă-se voia ta, unde aș vrea eu să se facă? La alții în adunare, la alții în casă. Cuvântul Domnului vrea ca voia lui Dumnezeu să se facă în primul rând în viața mea. Domnul Iisus Hristos s-a făcut ascultător. Un alt cuvânt, un alt lucru care înseamnă rob este renunțare. Să fii gata să renunți. Să renunți la totul. Și spune în Evanghelia după Luca, capitolul 14 cu versetul 26, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Noi am mai discutat la noi în adunare și uitați-vă un lucru.
repede să ridic această... Cum adică? Cum adică să renunț la nevasta mea, să renunț la copiii mei? Hai, tata, mama, mai renunț la frați și la surori, dar chiar la familia, dar chiar la viața mea să renunț. Frații mei, aceasta este porunca Domnului. Robul știe că nu există o altă persoană mai importantă pentru el decât stăpânul. Și frații mei și surori, noi avem un stăpân, dar stăpânul nostru este ca celălalt stăpân. Stăpânul nostru este cel care ne-a oferit o șansă de iertare, o șansă de salvare, o șansă de împăcare cu Dumnezeu. Stăpânul nostru este acela care l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi. A venit acolo jos pe cruce, jos pe pământ, s-a înălțat pe o cruce și crucea ne arată dragostea lui Dumnezeu. De aceea suntem în locul acesta ca un rod al suferințelor lui. Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta pentru bucuria care era pusă înainte. Bucuria care? Bucuria să-și vadă un popor răscumpărat. Și în poporul acesta fac parte și eu și tu. Crucea ne arată. Dar eu mă văd ca un rob. Eu trebuie să am această stare de smerenie, să fiu gata să renunț la tot pentru Hristos. Chiar dacă lucrul acesta presupune sacrificii. Aduceți-vă aminte de Iov. Iov este un exemplu de un om care a putut. Nu, de multe ori discutăm cu anumiți oameni și spun, domnule, pocăința e imposibilă. Sau e prea de tot așa ceva, nu? N-a spus și Domnul Iisus. Domnule, lucrul acesta este prea de tot. Dar Iov, când a stat de vorbă Dumnezeu cu diavolul, a zis, ți-l dau pe mâna ta. I-a luat afacerile, i-a luat averile și la urmă i-a luat și copiii. Și Iov, ați văzut, Domnul a dat? Domnul a luat. Nu știu, cred că n-a fost ușor pentru el. Dar el, din ceea ce se vede acolo scris pe paginile Sfintelor Scriptură, pentru el Dumnezeu, era mai presus decât familia lui, mai presus decât afacerile lui. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele lui binecuvântat. Frații mei, nu am ceas aici la dumneavoastră, nu se vede, nu știu cum să mă orientez așa. Poftim? Avem pe amvon. M-am bucurat să vă pot prezenta lucrul acesta despre a fi robul lui Hristos. Însă robul lui Hristos este un lucru pe care eu îl fac, a mă considera robul lui Hristos și a fi în slujba lui Hristos este un lucru pe care eu îl fac de bunăvoie. Îl fac de dragul lui. Nu este un lucru care mi se poruncește ca un lucru care trebuie să fac din obligații, ci este un lucru pe care îl fac de plăcere. Tot Domnul Iisus Hristos spune că trebuie, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Ioan în epistola lui spune așa, poruncile lui nu sunt grele. A avea dragoste față de o persoană, deci ea tinerii când se îndrăgostesc, mai este vorba aceasta, sunt în stare să dea luna de pe cer. Nu că îi dă luna de pe cer, dar el e în stare să facă multe sacrificii ca să intre în grațiile acelei persoane pe care o iubește. Câte sacrificii fac eu pentru Domnul Iisus Hristos? Îl iubesc atât de mult că sunt gata să renunț la toate lucrurile pentru el. Un rob știe să facă lucrul acesta. Am să repet încă o dată ceea ce am amintit. Un rob știe că el este ales. Este o alegere a lui Dumnezeu. Un rob își recunoaște statutul, știe că stăpânul este altcineva. El este robul stăpânului. El știe lucrul acesta. Un rob se preocupă de îndatoririle lăsate de stăpân. El nu are agenda lui, nu are planurile lui, nu-l invită pe Dumnezeu, Doamne, ai pune-o leacă umor aici la treburile astea ale mele pe care le-am că nu mai reușesc să le termin. Nu. Robul știe că Dumnezeu are planul lui, iar el trebuie să se execute și să fie acel care să lucreze în favoarea stăpânului său. Robul așteaptă pe stăpânul să vie. Așteaptă. El este în așteptare. Stăpânul la venirea lui nu trebuie să fie o surpriză pentru el. Doamne, nici nu m-am așteptat ca să fie acum. Și este o poezie, nu știu dacă dumneavoastră o știți, dacă așa pe neașteptate, Domnul într-o bună zi ar veni în cămin la tine, oare tu cum l-ai primi? I-ai deschide îndată ușa și îi zice să poftească sau afară la intrare l-ai lăsa să zăbovească? Nu cumva vreo melodie dezmățată și iubite ascundă să nu fie și de Iisus auzită? Nu cumva vreo scenă în care tu privirea-ți desfătezi? Ai ascunde-o? Și pe data a ieșit pe el
să-l vezi. Nu căuta să pui pe mază Biblia ca el să o vadă. Că ce faci și ce gândești, el toate știe. Și te vede necurmat. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Amin.